Situație șocantă în Târgu Mureș. Trei persoane au ajuns de urgență la spital după ce un bărbat a dat cu spray menit să-i țină pe urși la distanță într-o sală de jocuri de noroc. Substanța este una extrem de periculoasă pentru om și poate provoca iritații severe. Nimeni nu-și explică gestul extrem al agresorului. Credeau că o seară norocoasă, dar au ajuns la spital cu iritații grave. Trei bărbați din Târgu Mureș se aflau într-o sală de jocuri de noroc, când dintr-o dată un individ a început să pulverizeze în cameră spray împotriva urșilor. O dat cu boxul cu ce, cu spray-uri, o dobâi jos la jos, o căzut, atunci o mers în fața lui Lampo, iar o tras un spray. Momentul ăla iar o prins capul și atunci o trebuie să fugim afară, că foarte miros a fost. Martorii spun că agresorul ar fi intrat în sala de jocuri de noroc cu un baston și spray-ul de urși. În incintă s-ar fi aflat un bărbat cu care agresorul avea un conflict mai vechi. Sâmbătă seara, polițiștii mureșeni au fost sesizați cu privire la faptul că, în incinta unei săli de jocuri de noroc, a avut loc un conflict spontan între doi bărbați de 52 și 54 de ani. Spray-ul de urși conține o substanță fabricată din ulei roșu, care provoacă umflături și dureri la nivelul ochilor, căilor respiratorii sau chiar orbire temporară. Au fost aduse trei persoane în urma unei heteroagresiuni, prezentând niște iritații la nivel de ochi, au fost examinați, ulterior au fost redirecționați către serviciul de oftalmologie pentru ulterioară conduită a tratamentului. Li s-a făcut lavaj la nivel de globuri oculari, este recoltată analize, investigații imagistice. Substanța toxică are un conținut sub presiune care se poate pulveriza cu o viteză mai mare de 70 de km pe oră, având o rază de 70 metri. Bărbatul a fost reținut.